Lăudați să fie în numele Domnului. Scump rob al Domnului, scump slujitor ai Domnului, scumpi cântăreți ai Domnului, candidați ai Domnului, toți suntem ai Domnului, frați și surori în Domnul. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră, vă aduc salutări sfinte de la Biserica Elim din Chicago, de asemenea din partea Uniunii Bisericilor Române Pentecostale din Statele Unite și Canada, harul și pacea Domnului pe care vi le dorim din belșug și vi le dorim înmulțite. Amin. Când l-am întâlnit pe fratele Ionatan și chiar am vorbit despre posibilitatea de a veni să vă vizitez, mi-am adus aminte cu multă nostalgie de regretatul și slujitorul Domnului între dumneavoastră, fratele Cornel Stan, care mi-a fost foarte bun prieten la începutul anilor 80, am mers la evanghelizări împreună. De atunci am fost impresionat de râvna lui deosebită pentru Domnul, cântările frumoase pe care le cânta și... Sincer să fiu, atunci când am auzit că a plecat la Domnul, pe cât de mare este bucuria celor care pleacă, pe atât de mare este întristarea celor care rămân și personal și eu am fost destul de întristat, mai ales am știut la vremea respectivă că a făcut o lucrare frumoasă între dumneavoastră. Și roadele lucrării se văd. Se văd ori de câte ori dumneavoastră vă adunați și îl lăudați pe Dumnezeu aici, și ori de câte ori sunt tineri și chiar mai în vârstă care îmbracă haine albe și încheie legământ cu Domnul. Dragii mei, Biserica Domnului Iisus Hristos are patru dimensiuni. Este Biserica Universală. Biserica Universală, așa cum este descrisă în Evrei, este formată din credincioșii răscumpărați prin jertfa Domnului Iisus Hristos din toate vremurile și din toate națiunile. Pentru că acolo spune cuvântul lui Dumnezeu, voi v-ați apropiat inclusiv de duhurile celor făcuți desăvârșiți. Când suntem noi făcuți desăvârșiți? Atunci când plecăm în veșnicie la Domnul. Pentru că mântuirea are și ea mai multe dimensiuni. Este primirea mântuirii, atunci când îl primim pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor, este un moment al întoarcerii noastre la Dumnezeu. Este momentul convertirii, atunci primim mântuirea. Cât de ușor se primește mântuirea? Foarte ușor. Biblia spune, prin credința din inimă și mărturisirea cu gura. În ziua cincizecimii n-a durat decât o predică pe care, dacă eu aș rosti-o astăzi, în maxim 5 minute, ar trebui să spun amin și să plecăm să facem botezul. Atât de mult a predicat Apostolul Petru în ziua cincizecimii. Ei, în urma acelei predici, aproape 3.000 de suflete s-au adăugat la Biserica Domnului Iisus Hristos și au primit mântuire. Perpetuarea mântuirii este un alt moment. Dacă primirea mântuirii este un moment al convertirii, al nașterii din nou, când ni se aprinde lumina în cap și înțelegem jertfa mântuitoare a Domnului Iisus. Dacă perpetuarea mântuirii, când mântuirea devine veșnică și inatacabilă, nu se mai poate face nimic împotriva mântuirii tale când ai plecat în veșnicie. Dar și omul din lume care nu e mântuit când a plecat în veșnicie, nu se mai poate face nimic pentru mântuirea lui. Și-a pecetluit soarta respingându-L pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că noi avem dreptul doar să ne alegem stăpânul aici pe pământ. Este o minciună libertatea absolută. Nu există libertate absolută. Ai dreptul să-ți alegi stăpânul. Când ai ales stăpânul, ai ales stilul de viață asociat cu stăpânul respectiv. Fie că este vorba de păcat, lume și diavol, fie că e vorba de neprihănire, sfințenie și Domnul Iisus Hristos. Dar când ai ales stăpânul și când ai ales stilul de viață, ai ales și destinul. Care este destinul? L-ai ales pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor,
ai ales un stil de viață sfânt și neprihănit, ai ales destinul în paradis cu Domnul Iisus. Nu l-ai ales pe Hristos, că oamenii nu o să zică niciodată eu îl aleg pe diavolul ca stăpân. Dar când nu îl alegi pe Hristos, știți că diavolul se ascunde în spatele la mulți stăpâni. Știi că diavolul se ascunde și în spatele tău și te declară pe tine stăpânul vieții tale, când de fapt te înșală, pentru că nimeni nu poate face ce vrea. Trăim stilul de viață al stăpânului nostru. Nu l-ai ales pe Domnul? Ești. Îl ai pe diavolul ca stăpân, lumea zace în cel rău. Ai ales stilul lui de viață, păcatul, răutatea și nelegiuirea și destinul lui care este focul veșnic. Ei, în momentul plecării în veșnicie, soarta ta este pecetuită pe veci. Fie că este vorba de neprihănire și rai, fie că e vorba de păcat și iad. Astea sunt primirea și perpetuarea mântuirii. Între cele două momente, momentul nașterii din nou și momentul morții fizice, este păstrarea mântuirii, o luptă care durează toată viața. E un segment care durează toată viața ta de credință, pe care îl încep acești candidați și îl vor continua până vor pleca în veșnicie. Aici mântuirea este atacabilă, este în pericol, de aceea trebuie să veghem, de aceea trebuie să luptăm, de aceea trebuie să perseverăm în viața de credință. Asta este păstrarea mântuirii. Vorbind despre mântuire, în contextul dimensiunilor bisericii, prima dată avem de-a face cu dimensiunea universală, în care sunt incluși chiar cei care au plecat la Domnul și care sunt deja făcuți desăvârșiți. Zecile de mii de îngeri în sărbătoare, tot ce ține de Dumnezeu, este adunarea Bisericii Sfinte Universale. A doua dimensiune a Bisericii este dimensiunea generațională și globală. Sunt toți pocăiții, credincioși și adevărați ai lui Dumnezeu, dintr-o generație care sunt împrăștiați pe tot pământul. Cum ar fi în vremea noastră, Biserica Generațională și globală este biserica de pe tot pământul, formată din oameni care sunt vii în trup în momentul acesta și care îl cunosc pe Hristos și îl slujesc pe Hristos. Apoi a treia dimensiune a bisericii este biserica locală. Este biserica de unde fac eu parte, biserica unde mă închin cu frați și surori de aceeași credință cu mine, cum sunteți dumneavoastră aici. Și a patra dimensiune a bisericii este dimensiunea personală. Pentru că fiecare dintre noi trebuie să aibă o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. De ce? Fiindcă noi nu ne putem mântui unii pe alții. Părinții nu-și pot mântui copiii. Soții nu-și pot mântui soțiile. Soțiile nu-și pot mântui soții. Noi intrăm parte din biserica locală, parte din biserica generațională și parte din biserica universală doar atunci când am rezolvat problema păcatului la nivel personal. Atunci când avem o întâlnire personală cu Domnul Iisus Hristos. Iată de ce, dragii mei, astăzi suntem martorii unui asemenea moment. Un moment în care acești candidați își rezolvă problema spirituală la nivel personal. S-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, au credință în inimă și mărturisesc public cu gura această credință. În momentul în care ei au încheiat acest legământ, ei intră în biserica locală și dumneavoastră sunteți responsabili să aveți grijă de ei și să le puneți la dispoziție mediul în care să crească spiritual în cunoașterea Domnului Iisus Hristos, în cunoașterea cuvântului, în sfințire, în trăirea neprihănirii și în pregătirea pentru întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos în biserica locală. Ei intră în biserica generațională, biserica Domnului adevărată, care îl slujește în duc și în adevăr, se închină în duc și în adevăr de pe tot pământul, și în biserica universală, care va avea o mare reuniune la răpirea bisericii pe norii cerului. Iată de ce momentul acesta este un moment sobru, este un moment sacru. Este un moment de o importanță extraordinară pentru ei și pentru fiecare dintre noi. Știți care este una dintre cele mai mari probleme pe care le avem în viața aceasta pe pământ? Ne obișnuim
Ne obișnuim. Ne obișnuim în viața de familie. Soțul, soția, părinții, copiii devin ceva obișnuit. Nu ne dăm seama ce ființe speciale a pus Dumnezeu în viața noastră. Ni se pare un lucru normal să ne așezăm în fiecare seară la masă, soția să ne pună mâncare. Mi-aduc aminte de, și am văzut asta și în familia noastră, mi-aduc aminte de o situație, un frate a ajuns acasă la prânz după ce s-a închinat duminică la biserică și a mâncat, a pus mâna pe capul soției și ceea ce făcea de fiecare dată când se ridica de la masă, o binecuvânta și punea mâna peste capul ei ca și preot al casei și o binecuvânta pentru munca ei, pentru sacrificiul ei. S-a așezat pe sofă, pe canapea, să se odihnească un pic și acolo a rămas, a plecat la Domnul în veșnicie. Și bineînțeles că toți am avut câte o reacție oarecum diferită. Mama și cu ceilalți frați ai mei l-au căinat pe om și a spus o săracu, ce așa dintr-o dată a plecat în veșnicie și mai ales soția, copiii au rămas singuri și au plâns tragedia umană. Tatăl meu, pentru că a suferit foarte mult de foame în copilărie, a avut un tată bețiv și care n-a avut grijă de familie, a spus, și bineînțeles că toți ceilalți fie au sărit indignați, fie au râs de el, a spus, zice, mă, zice, totuși, n-a murit flământ, a murit sătul. Pentru el asta a fost un lucru extraordinar, că a putut să mănânce. Însă pentru mine cel mai fantastic lucru a fost gestul lui. Să te ridici în fiecare zi, de câte ori te ridici de la masă, și să pui mâna pe capul soției tale, să o binecuvântezi. Să nu te obișnuiești cu faptul că e responsabilitatea ei să-ți pregătească mâncare, să-ți pună masa, să-ți ridice masa. Soția la rândul ei, să se pregătească, mi-aduc aminte, maică-mea cu o oră înainte să vină tata acasă, intra în trepidație, băi copii să fiți cuminți, să fie curat în casă, când vine tata, că a muncit toată ziua în frig, ei muncește ca să aveți ce mânca, să mergeți la școală, să vă creeze un viitor, să fiți cuminți, să nu cumva să-l supărați, că nu-l lua ca pe un lucru obișnuit. În fiecare zi se pregătea și dădea rond în jurul lui să-i pună mâncare bună pe masă și să aibă grijă de el. Dragii mei, ne obișnuim, copiii se obișnuiesc cu părinții, părinții cu copiii, ne obișnuim cu slujitorii pe care avem, ne obișnuim și cu cântăreții pe care avem, cât de bune ar fi, ne obișnuim cu de toate. Și am ajuns să ne obișnuim cu Domnul Iisus Hristos într-un asemenea hal, încât să uităm de El. De aceea, Pavel, știți ce îi spune lui Timotei? Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos. Când trăia mama, mă suna și primul lucru îmi spunea, mamă, n-ai uitat să te rogi, să citești Biblia, să... Și mă indignam, eram slujitor deja de mulți ani de zile, și mi se părea insultător să-mi spună mama să mă rog să citesc Biblia și să postesc. Și pe urmă mi-am dat seama că îmi făcea bine. Îmi aduceam aminte că lucrurile astea nu sunt doar de obișnuință, nu pentru că am o anumită slujbă sau poziție, ci pentru că sunt folositoare sufletului. Or, frați și surori, când avem un asemenea moment în biserică, el nu este doar important pentru cei care încheie legământ cu Domnul, ci pentru fiecare dintre noi, ca să ne aducem aminte că i-am promis lui Dumnezeu, că ne-am angajat înaintea lui Dumnezeu, că vom trăi o viață pe măsura chemării lui și pe măsura standardului lui. Știți că noi nu ne potrivim unii cu alții atunci când este vorba să ne evaluăm neprihănirea sau sfințenia, că întotdeauna vom găsi unul mai sfânt ca noi și vom cădea în depresie, sau vom găsi unul mai păcătos ca noi și ne vom bate cu pumnii în piept în sensul mândriei, nu ca vameșul, ca să bătea cu pumnii în piept, spunea, ai milă de mine păcătosul, ci mândrindu-ne că suntem mai buni decât alții. Nu, înaintea lui Hristos, toți trebuie să cădem în smerenie și să înțelegem că trebuie să trăim o viață din ce în ce mai sfântă și mai neprihănită.
Vă aduc aminte ceea ce spunea apostolul Pavel despre, despre Avram în Romani. Spunea, dacă părintele Avram are vreun merit, se poate lăuda. Se poate lăuda în fața noastră, că doar e părintele credincioșilor. Și în el vor fi binecuvântate toate familiile pământului. Dar nu se poate lăuda înaintea lui Dumnezeu, spunea Pavel. Nici măcar Sfântul Avram. Nici măcar părintele Avram. Nu se poate nimeni lăuda înaintea lui Dumnezeu. Iată de ce momentele acestea sunt o provocare pentru fiecare dintre noi să ne uităm la viața noastră, să vedem dacă încă mai păstrăm legământul, dacă nu cumva am fost lepădați. Frați și surori, încă trăim într-un moment de vulnerabilitate a viața noastră de credință. Încă diavolul ne atacă, încă diavolul încearcă să ne pună în pericol relația cu Domnul Iisus Hristos. Și dacă nu suntem atenți și veghetori și dacă luăm cu ușurință jurământul pe care l-am făcut Domnului atunci când am încheiat legământ cu El, s-ar putea ca lucrurile să nu se termine bine. Vedeți, Biblia spunea să ne uităm la mai mari noștri, să urmăm pilda credinței lor, să ne uităm la sfârșitul felului lor de viețuire. Pentru că este foarte bine să începem așa, dar este foarte important cum sfârșim alergarea noastră. Și aș vrea să vorbesc și pentru cei care au încheiat legământ cu Domnul Iisus și trebuie să-și reevalueze puțin viața și entuziasmul cu care îl slujesc pe Dumnezeu, dar și pentru cei care nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor. Și vreau să iau un pasaj din Cartea Faptele Apostolilor. Este vorba de famenul etiopian. Faptele Apostolilor, capitolul 8, de la versetul 26. Aș vrea să citesc acest pasaj și pe urmă, în câteva cuvinte, să desfășurăm puțin felul în care acest om se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos și începe să-L slujească pe Domnul Iisus Hristos. Din respect pentru cuvântul Domnului, dacă nu vă cer prea mult, să ne ridicăm și să citim Scripturile. Fapte, capitolul 8, de la versetul 26. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis, scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor vistieriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip, du-te, ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis, înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta. El a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde. Așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecata i-a fost luată și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip, rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel, despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis, dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum, plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus, până la Cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Amin. Domnul să binecuvinteze propovăduirea, ascultarea și împlinirea Cuvântului Sfânt în viețile noastre. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Scumpi frați și surori, aș vrea să observăm mai multe lucruri, dar grupate în
trei puncte importante din această întâmplare foarte interesantă și foarte frumoasă, referitoare la slujirea evanghelistului Filip și întoarcerea la Domnul Iisus Hristos a famenului etiopian. Mai întâi vă rog să observați călătoria famenului etiopian. Probabil dacă vă uitați pe o hartă, veți vedea că Etiopia este undeva într-un corn al Africii, cobor de la Egipt în jos, pe Valea Nilului, chiar către Oceanul Indian. Distanța de acolo până în Israel, astăzi nu ar fi o distanță lungă, de fapt în ziua de astăzi nu mai există distanțe lungi. Eu am venit din America, am călătorit destul de mult, pentru că a trebuit să mă opresc câteva ore să fac o escală, dar considerând distanțele imense care ne despart, de ordinul miilor de kilometri, câteva ore nu înseamnă mare lucru. Gândiți-vă că în antichitate un asemenea drum ar fi durat luni de zile. De fapt, magii care au venit din răsărit la Ierusalim ca să ajungă la Domnul Iisus Hristos, la împăratul de curând născut al iudeilor, se estimează că au călătorit în jur de 2 ani, aproape 2 ani, un an jumate, 2 ani. Pentru că Irod, analizând puțin timpul, a omorât pruncii de la 2 ani în jos. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos se apropia de vârsta de 2 ani și dacă magii au văzut steaua în răsărit atunci când s-a născut Domnul Iisus Hristos, poate le-o fi luat o lună, două, trei să se pregătească pentru călătorie, o asemenea călătorie trebuia bine pregătit, aveai nevoie de hrană, aveai nevoie de armată cu tine să te păzească, erau foarte mulți hoți pe drumurile principale la vremea respectivă și nu puteai să pleci nepregătit. Deci hai să zicem că le-o fi luat ceva timp să se pregătească de această călătorie după ce au văzut și au identificat steaua. Dar le-a luat foarte mult timp să vină din răsărit până la Ierusalim. Și în vremea aceasta, călătoria famenului etiopian din Africa, ceva sud de Egipt, până în Israel, până la Ierusalim, trebuie să fi durat. O călătorie obositoare. Călătorie obositoare. Noi ne plângem astăzi și când stăm de vorbă, vai, ce mult am călătorit, stăm pe scaune destul de confortabile, în avion, în mașină, și totuși când călătorim câteva ore ne văităm grozav. Închipuiți-vă să te scuture o cămilă sau chiar fiind într-un car, fără suspensii, fără să arate cum sunt cele de astăzi, nu? Călătoria trebuie să fi fost extrem de obositoare, lungă, obositoare, costisitoare. Nu oricine își putea permite să călătorească. În afară de faptul că unii oameni mergeau la război și călătoreau cu armata dintr-un loc în altul, a fost o vreme în care marea majoritate a populației Pământului nu pleca nici măcar dintr-un sat în altul, dar rămite dintr-o țară în alta. Marea majoritate a oamenilor erau legați de locul unde trăiau, de locul unde munceau câmpul sau îngrijirea animalelor, toată viața lor, fără niciun fel de concediu, vacanță sau să plece în altă parte. A călători în vremea de astăzi este destul de costisitor, dar destul la îndemâna multora. O mare parte din oamenii, mai ales din lumea civilizată, își pot permite să călătorească. În vremea aceea, foarte puțini oameni își puteau permite să călătorească pentru că era foarte costisitor. Ca să faci rost de mâncare, nu erau restaurante ca astăzi sau să ieși
din autostradă, să mănânci. Lucrurile astea nu erau, conveniențele astea nu existau. Ei, omul acesta întreprinde această călătorie extrem de obositoare, extrem de costisitoare. Mai întâi de toate, datorită unei căutări, omul acesta caută ceva. Caută ceva de preț, caută ceva care îi lipsește. Cu toată poziția lui, este înaltul vistiernic al împărătesei Candace. Are grijă de toate vistieriile ei. Numai un om de mare încredere putea să ocupe o asemenea funcție. Omul acesta, sau tipul acesta de om, erau foarte căutați și foarte prețuiți la curțile regale în vremea respectivă. Dar aveau nevoie de oameni de încredere. Omul acesta stăpânește peste toate visteriile împărătesei Candace a Etiopiei. Este un om de încredere, este un om de caracter și are o putere foarte mare. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu, un famen cu mare putere, cu mare influență la împărăteasa Candace. Cuvântul acestui om însemna ceva. Ei, din poziția aceasta însemnată, mă gândesc că era și bogat, n-avea cum să nu fie bogat dacă și-a permis o astfel de călătorie. Frați și surori, în inima acestui om, cu toată poziția, cu toată prosperitatea lui, cu toată puterea lui, era un gol pe care nu știa cum să-l umple. Omul acesta căuta ceva. Vă aduceți aminte că înțeleptul Solomon în Cartea Eclesiastului are două metode de a căuta fericirea în viață, împlinirea în viață. Are modul experimental și apoi modul providențial. Modul experimental este, își permite toate plăcerile din lume, acumulează putere, acumulează posesiuni, omul acesta este foarte popular, omul acesta are grijă de posteritatea lui, scrie cărți, scrie proverbe, cărți ale înțelepciunii, scrie poeme. Și ajunge la concluzia că totul este deșertăciune, că totul este fără valoare. Dar când o ia pe calea providențială, când îl introduce pe Dumnezeu în ecuația vieții lui și îl introduce pe Dumnezeu pe trei căi, mai întâi începe să se uită la necazurile și suferințele altora în casa de jale, se duce să-și aducă aminte cât de trecător este și că viața nu este doar aici și acum și că degeaba ai grijă de viața ta aici și acum dacă nu ai grijă de ea pentru atunci și dincolo. Și când se duce în casa de jale, pe urmă, când se uită în casa familiei și îți dă seama că 100 de neveste și țiitoare nu-i folosesc la nimic și că un om e împlinit cu nevasta lui din tinerețea lui, că este împlinit în această căsnicie, așa cum a fost concepută de Dumnezeu la început, un bărbat și o femeie pe viață. Își dă seama că asta e metoda providențială de a găsi fericire în căminul familiei și apoi în casa lui Dumnezeu și spune păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. În Cartea Eclesiastului ni se spune că așa găsește omul împlinire și fericire. Ei, și famenul acesta etiopian, care avea putere, avea o poziție importantă, îi lipsea ceva. Și el era un căutător. Ei, căutarea aceasta l-a pus pe drumuri. A cheltuit bani mulți, a cheltuit timp mult. Vă dați seama că nu i-a fost ușor împărătesei să-i dea drumul, da? Pentru că era într-o relație bună, pentru că era un om de încredere, împărăteasa l-a lăsat, i-a dat învoire să meargă. Exact, vă aduceți aminte și de Neemia. Neemia era paharnicul împăratului. Și cu toate că avea o funcție atât de importantă, că păzea viața împăratului de tentative de asasinat, împăratul, pentru că l-a văzut trist și pentru că Neemia avea o chemare din partea lui Dumnezeu, l-a lăsat să meargă, să fie dregător și să rezidească zidurile Ierusalimului. Dragii mei, există unele căutări
așa de importante pentru noi că nu mai avem pace și liniște până nu ne întâlnim cu ceea ce căutăm. Predic apostolului Pavel în Areopag, în Fapte, capitolul 17. Este o altă predică foarte scurtă. Un predicator a făcut odată un calcul și a găsit că în maxim 3 minute poți să ții predica lui Pavel din Areopag. Pentru noi ar fi foarte greu, dacă nu e imposibil, să ținem predici de 2 minute și să mai și pocăiască unii oameni la ele. În predica aceasta, Pavel spune următorul lucru. Dumnezeu nu e departe de noi. Nu trebuie să luăm o armată cu noi și cămile, nu trebuie să mergem la Ierusalim. În vremea aceea, omul acesta n-a știut unde să meargă. Singurul loc unde s-a gândit că ar putea să găsească adevărul a fost la Ierusalim. Vă spun imediat de ce. Dar, Pavel spune în Areopag, că Dumnezeu e la îndemâna noastră să-L găsim și dacă îl căutăm bâșbâind. Ce înseamnă să-L cauți bâșbâind? De exemplu, dacă s-ar închide toate jaluzelele și s-ar stinge toate luminile aici, am rămâne într-o secundă toți orbi, dar orbi rău de tot. Păi mi-ar fi frică să mă mișc pe aici, să mă împiedic, să-mi rup gâtul. Și atunci ce-am face? Imediat am început să punem mâinile și picioarele încet, 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 să nimerim scări, să nimerim loc, să nu ne izbim de lucruri. Asta înseamnă să bâșbâi. Știți ce înseamnă că pe Dumnezeu îl putem găsi și atunci când bâșbâim? Înseamnă că în întunericul lumii acesteia, Dumnezeu este așa de aproape. Că ești în America, la Chicago, că ești în România, în București, că ești oriunde ai fi, că ești în Africa, că ești la marginile pământului. Un om care caută adevărul în întunericul beznă al lumii acesteia stricate și rea, nu trebuie să facă altceva decât să întindă mâna și va atinge inima lui Dumnezeu. Atât de aproape este Dumnezeu de noi. Cât de privilegiați și de avantajați suntem noi astăzi. Dar omul acesta a avut o predispoziție. Știți că prin împărăteasa din Seba, în vremea lui Solomon, a pătruns mozaismul în Etiopia. Ea s-a întors în Etiopia cu o parte din credința poporului evreu. Și iudaismul a prins contur în Etiopia, îl vedem pe acest famen care merge la Ierusalim să se închine. Asta înseamnă că era nu numai un căutător, dar era un om cucernic. Am văzut căutarea famenului etiopian, cucernicia famenului etiopian. A venit să se închine în singurul loc care la vremea respectivă se califica să fie un loc al închinării, la Ierusalim, la templul din Ierusalim. Și mi se pare foarte interesant să știți că Dumnezeu ține cont de cucernicie, chiar și când este vorba de oamenii din lume. Acum, să nu înțelegeți greșit, indiferent cât de jos ajunge un om în groapa păcatului, Dumnezeu vrea să-l mântuie, Dumnezeu vrea să-l ridice de acolo. Faptul că un om e nemântuit, nu contează că e mai mult sau mai puțin bun, mai mult sau mai puțin rău. Dumnezeu vrea să-i salveze sufletul. Câtă vreme un om respiră, se califică la mila lui Dumnezeu. Poate avea parte de mila lui Dumnezeu. Dar să nu ne închipuim că Dumnezeu nu ține cont de cucernicie, de pioșenie, de oameni care chiar vor să facă binele. Și uneori Dumnezeu în viața unor asemenea oameni intervine să-i cheme la Evanghelie. Vă aduc aminte de Corneliu. Ce spune Dumnezeu lui Petru? Du-te, pentru că omul acesta face milostenii, se roagă, postește, se închină lui Dumnezeu. E un păgân. Dar în păgânismul lui n-a găsit împlinire și îl caută pe Dumnezeul adevărat și a început să se apropie de națiunea voastră. Și vreau să te trimit pentru ca el să fie primul convertit la har dintre neamuri, casa lui, să-l cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu ține cont și de cucernicia acestui famen etiopian
care vrea să se închine lui Dumnezeu și călătorește tocmai din Etiopia până la Ierusalim. Am văzut călătoria famenului etiopian. În al doilea rând, haideți să vedem conversația famenului etiopian. Omul acesta citește și dorește să înțeleagă. Vedeți, există oameni care citesc Biblia ca să o poată contrazice. Am ascultat un interviu recent și un ateu, un reprezentant al ateilor, se consideră și om de știință, spunea că el a studiat scripturile de foarte multe ori din scoarță în scoarță. Scopul lui a fost să găsească inconsecvențe, să găsească lucruri care nu se potrivesc, lucruri care contrazic rațiunea, logica și știință. Vă aduceți aminte că în timpul pandemiei, nu știu dacă aici, dar în America, reprezentanții guvernului au luat în brațe o deviză: să avem încredere, să credem în știință. Și am avut o confruntare cu unul din aceste personaje politice care cumva a încercat să sugereze că sunt o persoană retrogradă, întunecată la minte, care mă răzvrătesc împotriva științei. Și i-am spus acestei persoane, în primul rând, eu nu neg știința, dar nici nu mă închin în fața științei. Știința nu e Dumnezeu. În primul rând, știința este incompletă. Știința este incompletă. Mereu se descoperă lucruri noi. Păi dacă se descoperă lucruri noi care nu s-au știut, înseamnă că ce știm noi la ora actuală e incomplet. Nu știm toate lucrurile. Știința e bună. Sunt multe lucruri bune în știință, dar e incompletă. În al doilea rând, e imperfectă. În tot timpul descoperim că unele lucruri despre care credeam așa sunt de fapt altfel. Eram aici în București, la școală, și în clasa a șasea a venit foarte încurcată profesoara și ne-a spus: știți că s-a descoperit ceva, v-am spus anul trecut la școală, că atomul este cea mai mică particulă din materie, este indivizibilă, este, nu poate fi nimic mai mic decât atomul. Ei, oamenii de știință au descoperit un aparat să vadă puțin mai bine decât până acum și de fapt în interiorul atomului este un adevărat univers și că e o infinitate interioară în atom. Este o infinitate exterioară atomului, universul exterior care este în el, și infinitatea interioară care merge până la particole indescifrabil de mici și de invizibile. Și a corectat știința. A corectat-o că e imperfectă. Și nu numai că este imperfectă și incompletă, dar uneori este incorrectă, pentru că depinde pe mâinile cui încape. Ferească Dumnezeu când a ajuns știința pe mâinile naziștilor, ce au făcut cu ea. Și să ne ferească Dumnezeu când ajunge știința pe mâinile ateilor. O fac pe știință să contrazică credința, de aceea Pavel spunea: împotrivirile științei, pe nedrept numite astfel. Știința în forma ei absolută și perfectă nu contrazice Evanghelia. Pentru că știința perfectă este doar la Dumnezeu. Și Dumnezeu nu greșește și nu minte. Iată de ce atunci când citim scripturile, trebuie să le citim cu inima deschisă, să le putem înțelege, pentru că scripturile sunt mintea și inima lui Dumnezeu desfășurate pe înțelesul nostru. Cine vrea să-L cunoască pe Dumnezeu, trebuie să uite în scripturi. Aici este atât cât poate cuprinde cutiuța asta limitată despre Dumnezeu. În Biblie găsim mintea și inima lui Dumnezeu, ce gândește, cum gândește și ce simte Dumnezeu. Nu poți ajunge mai aproape de mintea și de inima lui Dumnezeu decât prin scripturi. Și omul acesta,
prețuiește cartea prorocului Isaia, care era parte din Scripturi, nu? Și când o citește, știți cum o citește? O citește cu glas tare. O citește nu ca pe o lectură, ca pe un lucru pe care vrea să îl cerceteze și să-l înțeleagă. Că spune Biblia că atunci când a ajuns Filip, l-a auzit pe famen citind. L-a auzit. El citește și dorește să înțeleagă. Dar vă rog să observați mai întâi confuzia famenului etiopian. Pentru că atunci când îl întreabă Filip, înțelegi tu ce citești? Famenul spune, nu prea. Prorocul vorbește despre el sau despre altcineva? Asta este confuzia. De aceea, frați și surori, Biblia spune că noi care îl cunoaștem pe Domnul, trebuie să ne maturizăm la nivelul la care să devenim învățători altora. Dintre bărbați, cei care au darul să învețe, să învețe în biserică. Dintre surori, să învețe pe femeile mai tinere, să învețe copiii. Toți suntem chemați să fim învățători. Unii în biserică, altele și acasă. Domnul să vă ajute. Că Pavel spunea, de mult trebuia să fiți în stare să învățați pe alții. Și vouă trebuie să vi se predea lecțiile de la clasa întâia iarăși și iarăși. Ei, famenul este în confuzie. Oamenii când vin din lume nu înțeleg foarte mult, au nevoie de explicații. Și e de înțeles. Acum lucrarea aceasta, nu trebuie să fim aroganți, nu putem face noi singuri, o poate face Duhul Sfânt. Sunt oameni care vin la biserică și vin de multe ori și nu înțeleg nimic. Și într-o zi, când nici măcar nu e cea mai bună predică sau cel mai bun predicator, te trezești numai că se pocăiește. Și spui, ce s-a întâmplat? Vai, am înțeles foarte bine, dar ce, de ce a înțeles? Vă spun de ce. I-a aprins Duhul Sfânt lumina în cap. S-a făcut lumină și înțelegi. Iată de ce avem nevoie de Duhul Sfânt să facă această lucrare a priceperii, a cunoașterii, dar ea se face prin propovăduire, trebuie cineva să propovăduiască. Iată de ce avem confuzia famenului etiopian și călăuza famenului etiopian, care este Filip. Că famenul spune, cum să înțeleg dacă nu e cineva să mă călăuzească? Avem nevoie de călăuze. Și Filip este călăuza ideală. În primul rând, Duhul lui Dumnezeu vorbește lui Filip și zice, du-te pe drumul care duce la Gaza, la Ierusalim, în pustie. Știți că la sfârșit Dumnezeu l-a răpit pe Filip. Stau și mă întreb de ce nu l-a transportat, nu l-a teletransportat Dumnezeu pe Filip pe drumul ăla. De ce a trebuit el să plece de acasă, să se ducă tocmai pe drumul ăla? Mai mult, nu numai că Duhul Domnului a vorbit și a spus du-te și el s-a sculat, ci pe urmă i-a spus du-te și ajunge carul și zice că a alergat. Scump frați și scumpe surori, paranteza pe care o rostesc aici și pe urmă ne vom întoarce la famenul etiopian este: Dumnezeu ne-a încredințat nouă slujba împăcării și noi trebuie să alergăm după sufletele pierdute. În familiile noastre, la locurile noastre de muncă, în interacțiunile pe care le avem în fiecare zi cu alții. Dumnezeu n-a trimis îngeri și Hristos n-a rămas El pe pământ să facă lucrul ăsta. Din generație în generație, copiii lui Dumnezeu sunt chemați să perpetueze și să extindă împărăția lui Dumnezeu, împlinind trimiterea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt a vorbit lui Filip, i-a spus du-te și el s-a sculat. I-a spus du-te și a alergat ca să ajungă carul din urmă. Dumnezeu în propovăduirea Evangheliei nu ne scutește de efort. Pe urmă l-a răpit și l-a dus la Azot ca să economisească timp, că Duhul Sfânt avea de făcut o lucrare urgentă acolo,
Dar Dumnezeu nu intervine ca să ne scutească de efortul de a face evangelizare. Eu m-am uitat la frați cum cântă la instrumente. Nu știu dumneavoastră ce vedeți când vă uitați. Probabil ziceți, băi, ce talent au oamenii ăștia. Categoric că au. Însă vreau să vă spun că mulți dintre dumneavoastră ați avea. Știți care este diferența între cei care nu puteți cânta așa ca ei? Oamenii ăștia au pus ore multe de efort și de transpirație. De dimineața până seara au cântat, că au prins pasiunea instrumentului și de aia știu să cânte așa de frumos. Alții care ar fi avut un asemenea talent, n-au pus efort. S-au uitat la acordeon și au spus că cam greu de ținut. Cam greu. Că te uiți la ei cum dau din arcuș, din așa, și zici, mă, totuși e destul de greu, domnule, să ții, să... o să cânte alții. Cânte alții. Inclusiv atunci când ne uităm la unii cum predică. Băi, deștept este. No. Toți suntem deștepți. Numai unii au stat ore în șir cu capul pe Biblie ca să înțeleagă și să studieze. Alții au crezut că ia două, trei YouTube-uri, fură de la unul o idee, de la altă o idee, de la altă o idee și vine cu o conservă. Și scapă o dată de două ori, dar pe urmă se prind oamenii, că toți ascultă YouTube-uri. Zice, asta a luat-o de la cutare. Și își pierde creditul. Pentru că în spatele tuturor lucrurilor pe care Dumnezeu ni le-a încredințat, există efort personal. Hristos putea să facă totul hocus pocus, să pocnească din degete, dar a venit pe pământ, a trăit printre noi plin de har și de adevăr, a flămânzit, a misionat, a fost răstignit pe cruce, le-a făcut de adevăratelea. N-a tăiat colțuri, n-a luat-o pe scurtătură. Asta este responsabilitatea de a predica Evanghelia, vorbind în continuare de conversația aceasta. În urma conversației urmează convertirea. Am vorbit despre călătoria famenului etiopian, conversația famenului etiopian și convertirea famenului etiopian. Vedeți, în momentul în care famenul înțelege despre Domnul Iisus Hristos și se convertește, urmează botezul în apă. A înțeles ce trebuie să se întâmple. Ăsta era pasul următor. Cum nu mă amestec, pentru că fiecare slujitor are felul lui în care oficiază botezurile sau nunțile, însă sunt două componente esențiale ale unui botez în apă. Primul este mărturisirea că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul personal al celui care se botează. Și asta este o întrebare clasică. Omul, înainte de a fi botezat, trebuie să-și afirme credința lui în Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor. Și că este Fiul lui Dumnezeu. Și în al doilea rând să promită că îl va sluji toată viața, că este un angajament, e un legământ. Deci cele două componente esențiale. Și când famenul înțelege lucrul ăsta și vede apă în drum, nu știu dacă apa era acolo sau Dumnezeu a așezat apa aia în drum, că era un loc pustiu, nici nu contează. Au dat peste apă și zice famenul, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Dragii mei, trăim într-o vreme în care oamenii încearcă să ocolească împlinirea Scripturilor în toate amănuntele ei. Dacă puteți să credeți, am întâlnit oameni care spun, frate, am o întrebare, dar tâlharul de pe cruce a fost botezat? Și că n-ai cum, deci la... Depinde la ce răspunzi. Când răspunzi la ignoranță, încerci să respecti omul. Dar când dai
ochi cu obrăznicia. Pe undeva, zice Biblia, răspunde nebunului după nebunia lui ca să nu se creadă înțelept. Și am spus, ascultă-mă, dacă vrei să intri în categoria tâlharului de pe cruce, duminica viitoare aduc o cruce în biserică și te batem în cuie în ea și pe urmă poți să nu te mai botezi în apă. E o excepție pe care a făcut-o Hristos într-un moment în care omul ăla era pe moarte, era bătut în cuie. Și tu, care poți să-ți găsești cele mai frumoase haine albe, să le cumperi, să vii, și cu dantelă ți le poți face. Și vii și îmi spui tu mie că nu te botezi, că nici tâlharul de pe cruce nu s-a botezat. Asta facem și cu botezul cu Duhul Sfânt. Asta facem cu toate lucrurile importante ale credinței, spălarea picioarelor și toate poruncile pe care Dumnezeu le-a pus în Scriptură, că trebuie împlinite. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi, dacă le faceți. Dar sunt grele, frate. Baticurile la surori au o tonă. Știți că Domnul Iisus a spus că poruncile mele sunt ușoare. Și eu le spun de multe ori la surori, băi, cele mai ușoare porunci sunt baticurile. Dacă ar fi o cărămidă, dacă trebuia să purtați pe cap o cărămidă, vă promit că cercetam Scripturile mai mult să văd cum să nu mai purtați cărămida aia pe cap. Dar s-ar fi meritat să o purtați și atunci de dragul împlinirii Scripturii. Acum căutăm în cultură, căutăm peste tot. Și nu e vorba de înțelepciune și nu e vorba de inteligență, e vorba de obrăznicie, pentru că sunt predicatori care vă dau informații și învățături înspre firea pământească, încercând să vă câștige bunăvoința, nu vă luați după ei. Textul din 1 Corinteni 11, că fac încă o paranteză, textul din 1 Corinteni 11 nu începe cu surorile, începe cu frații. Înainte să spună că este o urăciune pentru o femeie să se roage sau să prorocească cu capul descoperit, că ei spun, păi părul este. Ok, bine. Spune că e o urăciune pentru bărbat să se roage să prorocească cu capul acoperit. Acești obraznici, după ce la surori spun că părul e acoperitoare la cap, la bărbat o dă pe căciulă. Că dacă nu o dă pe căciulă, ar trebui să vă radeți toți în cap ca să vă puteți închina și să vă puteți ruga. Că Biblia zice că trebuie să vă rugați să vă închinați, să vă prorociți cu capul descoperit. Păi dacă e păr, radeți-l. Nu. Părul e învelitoarea naturală a capului cu care te naști. Și femeile trebuie să-l aibă lung și bărbații trebuie să-l aibă scurt. În vreme ce acoperirea capului pentru rugăciune și prorocie e altceva, pe deasupra părului este acoperitoarea artificială pe care cineva o ia pe cap ca să se roage, să se închine. Că dacă era părul, atunci însemna că poți să-l porți în buzunar și să-l scoți când te rogi și te închini, nu? Altfel, Pavel ar fi trebuit să spună, lăsați-vă părul lung și era suficient, că atunci vă rugați și proroceați cu capul acoperit. Nu. Deci, vă rog să observați când e vorba să scurtăm lucrurile, să tăiem pe scurtătură, în favoarea firii pământești, ce bine știm să le jonglăm. Și ajungem să nu mai facem botezul în apă, ajungem să spunem că botezul cu Duhul Sfânt e pentru cine vrea și că nu e un imperativ, măcar că în ziua cincizecimii le-a spus pocăiți-vă, veți fi botezați în apă și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi și pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr, îi va chema Dumnezeu. Astea sunt imperative, fraților. Și omul acesta, în momentul în care își dă seama că n-are loc de întors, că trebuie să se boteze, că putea să zică, auzi, noi suntem în deșert, noi suntem în pustiu. Acum, stai să mă mai gândesc și eu, o zi, două, om vedea. Nu. Nu s-a despărțit de Filip până când n-a împlinit ceea ce a înțeles din Scripturi și a primit botezul în apă. Frați și surori, Scripturile nu sunt ca să ne cultive, sunt ca să le împlinim. Amin.
Asta este credința famenului etiopian. Și în fine, confirmarea famenului etiopian. Famenul etiopian, și noi citind în lectura acestui pasaj, avem nevoie de o confirmare că omul acesta chiar a fost mântuit. El a avut nevoie de o confirmare. Filip a avut nevoie de o confirmare. Pentru Filip, confirmarea a fost simplă. Dumnezeu l-a răpit și l-a luat de acolo, știți de ce? Pentru că trebuia cumva încheiată conversația. Nu știu dacă dumneavoastră întrețineți anumite conversații prin text cu cei dragi sau cu prietenii. Eu, de exemplu, când conversez cu soția mea de la distanță, îi trimit un text, ea îmi răspunde înapoi, eu îi răspund înapoi, ea îmi trimite un semn, eu îi trimit un semn și la un moment dat se frică să fii tu ăla care închei conversație. Ea să spună, te iubesc, dragul meu, și tu să-i spui nimic. Și zici și tu, și eu te iubesc. Și ea zice, îmi trimite o inimioară, trimit și eu două, îmi trimite încă... E greu să închei o conversație. Unul trebuie să-și ia inima în din să spună, gata, s-a terminat. Ei, cum să se despartă, după ce l-a botezat famenul etiopian, de Filip? Filip să-i spună, te las, ți-ajunge, de mai departe. Știți cum confirmă Duhul Sfânt că s-a încheiat lucrarea lui Filip? Și famenul să rămână liniștit, că tot ceea ce trebuia să facă Filip pentru el a făcut, îl răpește Duhul Sfânt. Aleluia. Face o minune. Filip pleacă cu sentimentul datoriei împlinite, famenul zice, tot ce a vrut Dumnezeu să facă prin acest rob al lui a făcut în viața mea. Dar după aia se suie în car și pleacă plin de bucurie. Plinătatea bucuriei, atenție, nu există plinătate în nicio altă bucurie de pe pământ decât bucuria mântuirii. Singura bucurie care se exprimă în toată plinătatea ei este bucuria mântuirii. Știți de ce? Ai câștigat o sumă mare de bani astăzi și ești plin de fericire. Și la prânz te sună soția, spune că a venit de la doctor și are un diagnostic teribil. Ce se întâmplă cu bucuria ta? Se duce. Ești foarte fericit și bucuros că copilul tău a absolvit o școală sau că a luat note bune la învățătură. Și a doua zi are un accident, e în spital, ce s-a întâmplat cu toată bucuria ta? Astăzi câștigi și mâine pierzi. Ce se întâmplă cu toată bucuria câștigului tău? Dar atunci când ai bucuria mântuirii, bucuria mântuirii trece peste diagnostic, trece peste pierderi, trece peste toate nenorocirile din lumea asta. În culmea și adâncimea durerii lui, Iov se mângâie cu faptul că răscumpărătorul lui este viu și că ochii lui îl vor vedea și nu ai altuia. În adâncul pușcăriei, cu picioarele în butuci, Pavel și Sila cântă plin de bucuria mântuirii. Iar famenul acesta etiopian se întoarce înapoi plin de bucurie, nu de o altă bucurie decât bucuria mântuirii, care confirmă faptul că sufletul lui a fost mântuit. Și știți ce se întâmplă prin acest famen? Se introduce creștinismul în Etiopia. De aceea Etiopia e considerată o țară încreștinată. Este primul creștin din țara aceasta. Dragii mei, uitându-ne la această pildă, avem de învățat toți. Voi aveți de învățat că astăzi împliniți o poruncă a Domnului și că de astăzi înainte trebuie să cercetați Scripturile și să împliniți tot ce poruncește Domnul Iisus în viețile voastre. Noi avem de învățat că trebuie să îl mărturisim pe Domnul Iisus Hristos și voi, de astăzi înainte, cât mai mulți oameni să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Să punem toate eforturile necesare. Mai spun un lucru și închei. Recent cineva a venit la mine și mi-a spus, frate, nu știu ce se întâmplă. Deci anul acesta, vara asta, au fost cele mai multe evanghelizări.
Evanghelizări în cort, evanghelizări, campanii de câte o lună, au venit păstori, tineri, biserici, au făcut evanghelizări în lungul și în latul României, s-au cheltuit sume enorme de bani și zice, Dumnezeu, parcă nu se mai merită, nu se mai pocăiesc așa oamenii. Acum, primul lucru care l-am spus a fost, pentru mântuirea unui singur suflet, Hristos a lăsat cerul. Și dacă numai unul se mântuia, pentru ăla venea. Un suflet este așa de valoros că nu poate fi cuantificat în sume. Oricât de mult s-ar cheltui pentru o evanghelizare, dacă un suflet se mântuiește, se merită. Dar zic, vă spun eu ce ați pățit. Ați dat de pământ tare. După Revoluție, frații menționau de 92, 96, 93, 94, când s-au pocăit. A fost mult pământ moale. Și s-au dus pocăiții cu roabele și cu lopețicile și au umplut roabele și le-au dus, le-au descărcat în biserici și a fost ani de zile pământul ăsta moale. Te duceai pe stradă, strigai Iisus și se pocăiau cinci. Ați cam încărcat pământul moale și ați dat de pământ tare. Ați dat de pământul tare acum. Ei, acum nu mai merge cu roaba și cu lopățica, acum trebuie cu târnăcopul și cu picamărul. Și asta nu înseamnă că trebuie să avem mai puțină râvnă și depunem mai puțin efort. Dacă trebuie mers până în pustiu, dacă trebuie alergat pe jos, tot ce trebuie făcut, toate eforturile trebuie făcute pentru mântuirea oamenilor. Știți de ce? Pentru că vorbeam de bucuria famenului etiopian. Ce părere aveți să vorbim despre bucuria cerului? Că ori de câte ori un păcătos se întoarce la Dumnezeu, este bucurie în cer. Bucuria mântuirii nu e numai aici pe pământ. Ea este în cerul lui Dumnezeu. Și pentru aceasta zicem, slăvit să fie Domnul. Amin.